Vă salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou clip din Mendoro Carpathia. Eu sunt Taker Wars, o vizionare cât mai bună. Nu uitați de acel mic buton de like dacă vă place în continuare ceea ce fac. Iar dacă aveți nevoie de o prestare de cont, platformă sau orice altceva, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Mendoro, îl aveți în descriere. Bun. Fraților, vreau să vă anunț că acest ninja de nivel 55 se va vinde cu toate itemele pe care le are. P-ul la ambuscadă și M9 la rulan momentan și 17 puncte la atac fulger. Ca iteme avem PFN-urile astea geniale, 22 PC, 4 vit, 6 dex. Costumul ăsta furnică roșie, 1500, 15, 15, 15, 5 daune absorbite de PV, rezistență la magie 15% și 500 PV. Oh, stai așa să nu uit, armura asta e promisă pentru cineva. Deci doar cu itemele care se vând, o să le arăt băieți, o să vină contul. Armura asta genială, coif 10 magie, 10 semi, 30 atac. Talisman de foc plus 0 cu 6 semi, 10 rezistență semi, apărare 3% vulnerabil, pumnal 2%. Pentagon plus 9, 10 semi, o putere, 10 corporal, de fapt 11 corporal și 35 atac. Brățar de argint plus 9, 10 semi, 10 pătrundere, 35 atac. Cerce de abanus plus 9, 10 semi, 15 sabie, 25 atac. Colierele, 1515 mâini, 1515 gheară, o blocare. 2 KPV 15 pumnal, 2 KPV 15 sabie, brățara 10 semi 15 magie, cuțitele geniale, o putere 10 semi 3 pătrundere, cercei 10 semi 15 mâini, cercei 10 semi 15 săgeți, papucii 15 15 10, 1515 gheară 15 săgeți, ăștia sunt cu 2 KPV 15 pumnal, armură 2 KPV 15 sabie 5 atac și armură 1 KPV 15 săgeți 15 magie rezistență la magie 10% din valoare totală. Deci cam așa se prezintă contul, fraților, niște iteme super super bune pentru PvP la nivel 55. Pe cont avem și pet de 109 zile, iar dacă se interesează mă găsiți pe Instagram. Bun băieți, am revenit pe mentalul de level 3 campion pe care îl găsiți și pe Insta shop-ul Mate2ro. Și bă, ideea că am mai văzut pe unii, bă, Tikre, tu nu-ți faci un cont, nu-ți faci nu știu ce, bă, fraților, mie îmi place să creez conturi, după aia le testez puțin și după aia le dăm mai departe. Nu este niciun fel de problemă dacă vând contul eu pe 2000-3000 de won și așa mai departe. Pentru că mie asta îmi place să fac, fraților, deci îmi place să construiesc conturi. Și dacă făceam, de exemplu, dacă rămâneam pe Supreme Ninja, voi vedeați doar PvP la Ninja la level 55, bă, vă plixeați la un moment dat, nu și avea farmecul. Și na, deci cam asta voiam să vă zic legat de cei care tot spuneți că bă, Taker, ce faci cu atâtea conturi? Bă, mie îmi place efectiv să testez cam tot ce se poate. Hai să vedem și noi ce cât damage le dăm băieților. 45k. Hai Dinamo. Dinamo. Bun. Bă, fraților, chiar vreau să văd astăzi și să vedem împreună cam la ce valoare estimativă în uni se ridică contul, câți uni am investit în cont, gen per total, să înțelegeți, fraților, ăsta a fost un proiect de suflet pentru mine și cine îl va lua, gen 100% se va bucura de el exact cum mă bucur și eu. Bun, hai să ne uităm puțin la piață, pentru că sunt sincer, chiar sunt curios. Deci eu n-am făcut chestia asta și de obicei când un cont e gata, îmi place după aia să-l verific, să văd, bă, cam cât s-a investit în el. Bun, hai să ne uităm puțin. Deci hai să ne uităm, îmi dă-s-o eroare aici, o placă, dar nu mai contează. Hai să ne uităm puțin la un rubin mitic full PvP. By the way, băieți, am și unul full PVM la vânzare, uitați-l aici, 455 de on, foarte, foarte ieftin, dacă îl vreți astăzi, garantat se va lua, pentru că restul sunt la 400, la ce 400, doamne, la 545 de on, full PVP. Bun, bă, deci o să punem și noi rubinul ăsta, 540 de on, plus diamant excelent full, cât o mai fi și ăsta. Diamantul excelent, nici măcar nu există pe piață, iar având în vedere doar cu rezistență PC este 410 ani, eu sincer să îl ridic undeva la 600 de ani. Mi se pare o sumă destul de ok la ce e pe piață. Jadul strălucitor, mitic, WPV cu regenerare, asta e exact ca al meu, dar totuși cred că e puțin cam scump.
Eu sincer să-i dau o valoare reală la piața actuală undeva la 200 de oni. Deci undeva la 200 de oni, mi se pare destul de corect. Safirul mitic excelent. Deci avem dublu war și ninja. Ce avem pe aici? Asta e gol, war, lican, ninja, 400 și dublu war și lican, 500. Nu știu, eu zic că și ăsta tot undeva pe la 400 s-ar învârti și vă rog foarte frumos, fraților, să mă corectați și pe mine dacă vi se pare că exagerez eu la un anumit preț. Pentru că ne uităm pe piață, uite, granatul mitic, 4-5-9-10 ori, că poate ai noroc și dai în două perfecte, deși și acolo e cu duș întors. Și Onyx-ul, mitic, strălucitor, full PvP, care nu există și ăsta, pentru ăsta mă lăsasem eu de taker nâmbână, fraților. Și era undeva la, nu vreau să exagerez, băgasem în el vreo... Cât n-ai băgat-i mă, că nici nu mai știu. Deci știu că am băgat în Onyx vreo 1000 de om pe Taker nâmbână și n-a ieșit. Deci 200 de oni aș fi dat la orice oră din și noapte atunci. Și prețul final al alchimiei este de 2060 de oni, fraților. La prețurile pieței și puțin sub. Bă, mie mi se pare demențial. Deci chiar mi se pare demențial. Ce mai avem pe aici? Eșarfa asta cu Ciani plus 9, care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 300 de oni. Și pe lângă chestia asta nu se mai găsește eșarfa cu Ciani plus 9, fraților. Deci costume, eșarfe, ne uităm puțin la eșarfe. Ca să nu știți că, bă, 25%, 5 medie, 10, 2 metri, interesant asta. Dar o eșarfă PVP cu Ciani plus 9, după cum se poate vedea, nu se mai găsește. Deci nu se mai găsește. Și uite și pe asta de 25% cu goală la 115 ori, interesantă și ea. Deci foarte, foarte interesantă. Dar, na, o eșarfă cu Ciani plus 9, dublu semi, putere. Cam asta e prețul. Armura luminoasă plus 9 pe care am dat 80 de oni. Inscripția ta plus 9 pe care eu am dat 80 de oni. Mă rog, am dat un FMS de o valoare de 80 de oni. 46 medie, 8 metine. Mulți mi-au zis că bă, Taker, ești nebun, dar 10 semi, 20 farme, fraților. Și având în vedere că pe 6-7 avem și o travă și sânge, mie mi se pare super bine, deci nu mai ai ce să ceri. Coifu cu... 10 semi, dau un EPV, atac sângeros. Hai să ne uităm, că de la asta chiar sunt foarte, foarte curios. Deci, Coif, Oțel, Dragoner, plus 9. Nici nu cred că există, sincer. Coif, Dragon Negru. Deci nu există, fraților, cu 10 semi. De asta cu resistență la PC. Eu, sincer, să fiu, l-aș pune la 40 de om, pentru că are și niște bonsuri geniale. Talisman de fulger, 10-5, 5 blocare, 45 de oni. Ca popa. Scutul ăsta care din punctul meu de vedere este 150 de oni, 12 dex, 10 corporal, 10 semi și obține puterea gheții pentru 5 secunde. Deci ăsta e foarte bun atât PvP cât și PvM. Ce mai avem noi pe aici? Armura asta pe care o consider undeva la 80 de oni cu bonusurile pe care eu i le-am băgat. Inscripționată plus 90 semi. Ia, cât ce preț mai are o inscripționată? Nu există. Deci undeva la 50 de oni cred că e lejer. Solară plus 9. Hai să ne uităm și la solară plus 9. 40 de oni. Deci nebunie la felie. Coif 10-15. Nici ăsta nu cred că există. Clar. Dragon plus 9. 10-15. Nu cred că există. Ăsta are 5 atac. Da, deci după cum am zis, nu există, fraților. Eu am dat 60 de oni pe el, la 60 de oni o să-l punem și noi. Mi se pare un preț foarte, foarte ok. Colierul ăsta care e demențial, pe care am dat 55 de oni cu voi pe clip. Restul colierilor o să le punem undeva pe la 30 de oni pe toate. Papucii ăștia de apă plus 8, 2 KPV-16 sabie, pe care am dat 55 de oni. Super geniali, 16 sabie, n-ai ce cel mai mult. Mânuși puternice, hai să ne uităm și noi puțin la mânuși. Uite, echipament. Mânuși, da? Să vedem dacă pornește o mânușă cu 10% rezistență semi. Chiar sunt foarte, foarte curios. Deci 80 de oni, fraților, o mânușă care pornește cu 10% rezistență semi. Cel mai mult. Brățar, lacrimă, cer care probabil e vreo 10 oni. Cercei ăștia care, iarăși, nu mi se pare că au valoare, nu poți să-i pui. Eu o să-i pun undeva la 40 de oni, cred că e ok. Ăștia care cred că sunt undeva la 15 oni. Dar hai să tot să ne uităm. Cercei rubin plus 8. Uite. Deci 15 sabie. O să ne uităm prima oară. Nu mai punem
Nu există, fraților. Deci cât de multă lume s-a băgat pe PvP, nu mai există cercei PvP. 15 săgeți. Ăsta iarăși cu 15 săgeți. Ăștia au 15 gheară. Uite, 15 sabie goi. 15 sabie goi. Da, efectiv, nu mai există. Peții, să zicem cum îi mai punem. Na, deci practic nu știu dacă am calculat. Am calculat în mare parte băieți fără skin-uri, fără absolut nimic. Și valoarea contului, investiția a fost de nici mai mult, nici mai puțin de 3270 de ioni, fără peți, fără nimic. Deci, fraților, mi se pare un cont demențial. Deci e efectiv un cont demențial cu care poți să te distrezi, poți să faci damblalele peste tot, eventual poți să-l faci și PVM. Aștept oferte pe Instagram, băieți, shop.metin2ro. Și vorbim acolo. Mie mi se pare printre cele mai complete conturi de level mare pe care le-am avut cu tot, bine, mă rog, mai este și mentalul lui Cipirau, M6 Rau, de level 105. Dar ăsta, fraților, avem încă un P pe lângă. Mai trebuie foarte puțin muncit aici la ajutor să-l faci P. Biologul care e terminat. Deci, ce să-i ceri contului ăsta, bă, frate, mai mult? Peturile, din nou, Fulescu, porcușorul abia luat, 117 zile. N-ai ce să-i ceri contului ăsta, mă. Deci, chiar nu ai ce să-i ceri, este mult, mult, mult prea bun. 3300 de oni. Eu cred că se văd, fraților, efectiv, toți oni băgați în acest cont. Și ia uite-i, mă, pe băieți care farmează în continuare. Deci îmi place la nebunie serverul Carpathian, mă, că e full la absolut orice oră din și noapte. Serverul ăsta este full. Și, bă, v-am zis, fraților, deci eu conturile astea nu le fac pentru profit sau ceva genul. Bă, îmi place să mă joc, vreau să testez și eu damage-ul. Am văzut acum care stă, cum stă situația. Îmi place de mor. Bă, și cam aia e. Dar nu înseamnă că le fac eu pentru profit sau mai știu eu ce. Deci mie personal îmi plac super, super, că nici măcar n-am mai pus contul, fraților. Deci vă dați seama că nici măcar n-am mai pus contul ăsta care e genial cu full P-uri, în afară de ajutorul ăsta care e M6, dar oricum o să fie lejer și el în curând la P. Deci oamenii băieți care din punctul meu de vedere comentează că bă, te crezi gen de ce ții cont așa de puțin sau nu-ți faci tu un cont al tău, e o abureală maximă și sper că bă, cei care mă înțelegeți și vedeți contentul pe care îl fac și că îmi place să diversific foarte, foarte mult. Deci eu sunt împrăștiat ca persoană. Chiar sunt foarte, foarte împrăștiat ca persoană. Bă, și îmi place să diversific. Dacă, de exemplu, azi îmi place mentalul, bă, îmi fac mental. Dacă, de exemplu, îmi place o araură, bă, îl fac o araură. Dacă, de exemplu, prind un cont bun de ninja, de exemplu, bă, mă fac și un ninja. Bă, să-l încerc, să-l echipez, să văd care-i treaba. După aia, faptul că vreau eu să-l dau echipat și mai departe, bă, asta e problema mea, bă, să se bucure și restul oamenilor. Ia uite-l pe ăsta, metin de 20, dar nu o să-l sparg. Deci doar l-am lăsat așa, nu o să-l sparg. O să las pe cineva de level mic să-l bată. Ok. Ia să băgăm și noi ce avem pe aici. Nu mai avem medalie. Deci damage-ul, fraților, probabil o să fie unul nici mai mult nici mai puțin de 85k fără medalie. Deci fără medalie, fraților. Bă, ce să-i ceri? Și cât de unde 85k? Aoleu. Bă, foarte, foarte bun contul. Deci super. Uite, fii atent. Putem să luăm de aici și un atac. Oricum nu avem full pești, băieți, cred că ați văzut. Hai să-ți vând ceva. A. Melee mic.
96k. Ce să-i cer, mă? Ce să-i ceri? 3 ani, cred. Face Hydra solo. Mamă, bă! Ce ai vere? Gata, din mine 96k. Hai de viața mea. Bombă, bă, deci bombă rău de tot, băieți. No, bun, bă, cam atât și cu clipul de azi. Sper că v-am făcut înțelese anumite lucruri și, na, până data viitoare, noi ne-am zis cu bine, v-am pupat. Ciao, ciao.